Because some things are just worth fighting for. Salutări, oameni buni, Warbringer aici, mă întorc cu ultimul match între Empire Cats și domnul Sort of Harta Star Station, momentan situație de egalitate. Vom vedea cine va lua acest best of 3. Vă readuc aminte că meciurile sunt din cadrul DreamHack Stockholm 2013 Playoffs. Alrighty then. Până acum am văzut un match excelent jucat pe sau desfășurat pe Aquilon Wastes. Demențial meciul ăla. Un match 2 în care Sort of și-a revenit și a reușit să câștige pe Whirlwind, iar acum pe Star Station vom rămâne împreună să vedem ce va putea să facă Kaz pentru a câștiga această partidă sau dacă zergul suedez Sort of va putea să câștige cu 2-1 împotriva acestei bestii numită Empire Kaz. Ok, poziții interesante aici pe Star Station. Încurajează la drop play. Da, exact, drop play din partea lui Kaz. Să vedem când se va duce la scouting pentru a identifica poziția lui Sort of. Și cum vedeți, ia gaz, barracks și nu se începe cu un command center first, așa cum am văzut în primele două meciuri. Hatch first aici din partea lui Sort of și hai să vedem ce va putea să facă domnul Kaz. Din nou vă readuc aminte că acel concurs de Battle of the Races va scoate din participanții de Silver, da? Deci nu va mai fi concurs pentru Silver, ne gândim dacă Goldul va mai rămâne sau nu, dacă îl vom scoate sau nu, și atunci dacă îl vom scoate vor rămâne doar Platinum, Diamond și Masters. Normal, vă invit pe site acolo pe StarCraft 2 Vid ca să vă spuneți părerea, dacă mai are rost să ținem Goldul, Silverul clar îl vom scoate. Ok, domnul Kaz deschide cu Reaper. Să vedem cât damage va putea să facă acel Reaper. Spawning pool-ul mai un pic se termină, însă până când va apărea acel Queen Reaper, ea vor putea să pună mari probleme zergului. Și normal să vedem ce micro va putea să aibă domnul Kaz cu acest Reaper. Încă unul pe barea de producție, deci vom avea 2 Reaper. Hai să vedem. Și este o hartă excelentă, pun un pic pauză. Este o hartă excelentă pentru Reaper, pentru că, deoarece se poate intra basically pe oriunde în baza oponentului, vedeți că se poate intra pe aici, se poate intra pe aici, deci e o hartă excelentă pentru Reaper. O frumos scap acea dronă Sort of, hai să vedem câte kill-uri va obține acest Reaper, deocamdată niciun kill, ba nu. Se apără bine acolo suedezul, Reaper-ul ăla încă n-a obținut niciun kill. Nu știu unde este cel de-al doilea, este aici. Queen-ul a apărut și Reaper-ii ăștia kinda did nothing. A pus ceva presiune acolo, a forțat niște linci, dar mai mult de atât nu cred că va reuși să fac chest cu ei. Queen-ul la poziție acolo. La fel și aici. Foarte, foarte bine se apără Sort of. În tot acest timp sau în spatele acestei agresiuni, teranul se extinde. Da. Not gonna happen încă un command center. Pentru Kaz. Într-un final reușește să omoare un lucrător, da. O dronă. Foarte, foarte rapid Reaper-ii ăștia. Și cred că ăsta este momentul în care Kaz spune ok, I can do shit. Speed-ul se va termina, sau e la 75% pentru Sort of. Reaper-ii se întorc acasă. Ca și unități momentan teranul, doar acești doi Reaper trebuie să vină să apere. Mai apar și aceste helioane. Și hai să dăm push-ul ăsta. Doi Reaper, două helioane.
versus 6 linci, 4 queen-uri. Sort of și aceea de-a treia bază. Iar push-ul ăsta cu queen-urile alea acolo, lingii care mai sunt, mare lucru nu va putea să facă. Încearcă să facă din alea creep foarte bine, nu s-a dat cancel acolo. Se identifică cea de-a treia bază pentru Zerg. Dar lingii ăștia au speed-ul, sunt momentan 26 de lingi pe hartă pentru Sort of. Dacă va putea să facă ceva pagube cu ei sau măcar să intercepteze trupele astea trane. Să vedem să round-ul excelent acolo și aceste helioane vor cădea. Foarte bine jucat de către Sort of. Singure unități care pot să-i mai oferi ceva mai mult control lui Cass sunt acești Reaper. Însă dacă vor fi prinși ei, atunci lucrul ăsta arată destul de nasol. Vede acești Banage, domnul Cass. Pierde acolo un Reaper. Un Overlord care a fost trimis la scouting a fost căpăcit și el. Banage-ii sunt gata, hai să vedem cum va putea să se apere aici Empire Cast și bunkerul jos, Lynch-ii în main. Se prea poate să avem parte de un match foarte, foarte scurt, a ieșit tankul. Banage-ii a cad instant. Însă linia asta de minerale suferă pierderi masive. 14 lucrători distruși de către Sort of. Și cred că aici se va termina agresiunea lui. Pentru că Sistencul ăla are deja 16 kill-uri. Însă foarte bine jucat aici de către Sort of. Din ce ăștia vor putea să distrugă aceste supply depot for free. Iar aici Kez iese cu acești mării. Încă un Sistenc. Și să vedem ce anume va tranziționa domnul Sort of. Ca și lucrător, 53 de drone la 31 de SCV-uri. Acum Cass va trebui să stea să apere, nu va mai putea să iasă pe hartă. Trebuie să-și refacă economia. Este și supply blocked datorită acelor supply depot-uri care au fost distruse. Și se lucrează și la upgrade-urile de +1/+1 pentru teran. Mărinii ăștia testează apa. Prind acolo un Overlord. Se prea poate să-l prindă și pe acesta. Bă, ăsta e un link, îmi cer scuze. Sau măcar să curețe lingii ăștia care se aflau în proximitatea bazii lui. După care va trebui să se întoarcă. Medivac-urile de-abia acum. Starportul se va termina. Și Cass este safe. Pentru moment. Între timp, baza asta, cea de-a treia pentru Sort of, începe să arate foarte, foarte bine. Și asta la fel. Însă am impresia că ar mai cam trebui să droneze încă 9 drone. Cum am spus chestia asta, 10 drone pe bara de producție. Se vor termina și upgrade-urile de +1/+1 pentru Zerg, însă pentru prima oară în aceste meciuri, Castle va lua la upgrade-urile de început pe domnul Sort of. Overlordul ăsta vede mișcările de trupe, va pieri. Creep spread-ul îmi place cum începe să arate. Cam în toate meciurile, noi creep spread foarte bun din partea lui Sort of. Iar acum Kez încearcă să iasă pe hartă, mai ales că și-a securizat, sau mă rog, va încerca să securizeze cea de-a treia bază. 4 siștencuri până acum pentru 5 siștencuri până acum pentru teran. Cum vedeți, avem Infestation Pitch și Hydrolis Den. Interesantă decizie din partea lui Sort of. Mai ales că aceste siștencuri sunt un counter excelent versus acele hidre. Însă am văzut ieri un match între QXC și Kane în care aceste siștencuri au fost nulificate cu ajutorul acelor Vipers. Și acel Blinding Cloud, compoziția de armata lui Kane în acel meci a fost Roach Hydra plus acele Vipers. Și dintr-o poziție extraordinară pe care o avea QXE a reușit să piardă meciul teranul american. Să vedem dacă se va întâmpla același lucru și în acest meci.
Și o tentativă de drop aici din partea lui Cass, sort of în poziție pentru a putea să apere. Hidrele încep să iasă și barra de producție pentru Terran plus 2 plus 2 plus 1 pentru Siege Tank-uri, mării, medivac-uri, Siege Tanks în producție. Iar domnul Zerg 8 linci pe bara de producție, avem și Hive-ul pe drum. Deocamdată nicio presiune din partea lui Sort of pe third-ul lui Kaz. Preferă să-și ia un fourth aici. Și noi vedeți, se extinde în cealaltă direcție. Nu vrea să se extindă aici, ar fi foarte greu să țină acea bază. Și hidrele alea reușesc să împingă aceste medivac-uri. Să vedem pentru cât timp. Pentru că domnul Kaz va ateriza aici cu mărini. Însă în poziție o căruță de linci. În acest timp, trupele terane se mișcă pe acest flanc și cu mărinii ăștia va încerca să scoată acest fort al lui Sort of. Să vedem dacă va reuși. Un Banic, doi Banici acolo, foarte bine conecturile alea de Banici. Însă au mai rămas mărinii ăștia, nu au foarte mult HP. Sort of obligat să trimit o parte din vingia pentru a se ocupa de aceste trupe terane. În timp în care Chaz începe să devine foarte, foarte agasant, poziție excelentă aici cu aceste Siege Tank-uri. Mai sunt și ceva mări în care să le protejeze și hai să vedem drop-ul ăsta din main-ul suedezului. Queen-ul cade instant, nu știu ce se întâmpla acolo, ce clădire a fost distrusă instantaneu. Avem 3 ultre pe câmpul de luptă. Luptă și cu dronele Sort of, o soluție disperată din partea zebului suedez. Iar Chess vrea să plece, rămâne, mai aduce aici și un Siege Tank încet, încet, însă în main-ul lui Chess, Banings, Hydre. Să vedem dacă vom avea parte de un base trade scenario, trupele astea nu o să ajungă în main-ul lui Sort of. Chess apără acolo, bine. Hai să vedem acest Ultralis ce va putea să facă. Siege Tank mărinii ăștia sunt îngrozitori și cu suportul acestor Siege Tank-uri pe low ground, Cass continuă să rămână în main-ul zergului. 43 de SCV-ul la 12 drone. Sort of și-a făcut treaba de minune chiar. Iar Cass încet încet va face acel creep cu Siege Tank-uri, însă apar și infestorii. Ultras, câți ultras avem? Avem 3 ultras pe câmpul de luptă. O, ce frumos vine și de jos, Sort of. Excelentă mișcare din partea zergului suedez. Și poziția asta care părea de nedistrus, unbreakable position, reușește zergul să scape de acele Siege Tank-uri care ofereau suport sau un suport atât de mult dorit de către mării ea. Până la urmă, Chaz trebuie să părăsească poziția excelentă în care se afla și să se întoarcă acasă. Uitați-vă și voi pe minimap la Creep Spread. Este aproape până în ușa bazei terane. În curând va ajunge acolo dacă Chaz îi va permite. Baza asta de sus minează și a gaz. Iar deja Sort of spune, e momentul să-ți fac o vizită terane. Compoziție de armată formată din Ultras, Banings, Infestor. Hai să vedem o poziție foarte frumoasă din partea lui Cass. Împrăștiate acolo trupele terane și reușește să scape de acele Siege Tank-uri. Încă 2 Ultras acolo pe câmpul de luptă, niște transfuzuri frumoase, Fungal acolo din partea lui Sort of. Însă Chaz continuă să reziste. Avem 2 Siege Tank-uri pe high ground acolo pentru ucrainean. Foarte frumoase poziții găsite de către Chaz în acest match. Și mai trebuie să facă niște banings acolo, Sort of. Pentru că altcumva vom avea parte de același match ca și pe Cyclone Waste. Câte două tankuri se produc, Marauder, 8 Marine, că începe și Concussive Shell.
Iar trupele astea din partea zergului vor trebui să plece rapid. Bening aici se morfează, însă nu știu dacă e o soluție foarte bună. Scan acolo din partea lui Kaz nu vede acești Benings care se morfează. Sunt doar 3. Doar 3 Benings. Încearcă cu acest mic eșantion de trupe ucrainianul să vadă exact ce se întâmplă. Că 3 Infestor, 3 Ultras, 10 linci pe barea de producție. Și avea Kaz acest Selnaga, not anymore. Va încerca să se extindă și aici, să-și ia un fort, însă nu știu dacă va putea să-l țină. Supply-ul să-și... Kaz iarăși în lider în supply. O căruță de queen-uri acolo și transfuse-uri la maxim aici pe acești ultra. Sunt o poziție excelentă, cu un capă foarte bună pentru Kaz. Și din nou zergul împins. Iarăși începe să arate ca și primul match această ultimă partidă. A apărut Infestorii, dar târziu. Se dă acolo totuși un fungal, prinde ceva trupe și Marinia cad rapid, însă Marauderii, Beefy Motherfuckers. Planetary Fortress aici pentru Kaz, 169 să plec la 146 și... Mai sunt aici niște trupe terane. Oh, foarte frumos ultimul moment, acea dronă reușește să se transforme în acest hatch. Să se înceapă morfarea acestui hatch. Azi din ceva încerca să facă sort of. Planetary Fortress o să mai are foarte puțin până o să fie gata și... Azi din cât va reuși să țină de el cast. O să cad. Nici o șansă. Fungal frumos acolo din partea lui Sort of. Și medivecurile astea, cum vedeți, 0 energie pe ele, sunt doar 5. În primul match erau, cred că vreo 10 sau 8 cel puțin. Acum Kaz încearcă să se stabilizeze, să poată să obțină o poziție bună pentru a putea securiza această bază. Cripsfred-ul a ajuns până aici. Încă un command center pe drum pentru teren, 177 supply la 190. O armată amenințătoare, însă dacă este prins fără siege, fangurile alea și acei ultras o vor nimici rapide tot și nu înțeleg, este un fel de semnătură cu acel swarm host, nu înțeleg de ce îl face, ori a greșit butonul. Iarăși long distance mining ca în primul match, țin să vă reamintesc. Iar aici un link run by din partea lui Sort of. Să vedem. Da, nicio șansă să se mai poată apăra acolo. Kaz va trebui să ridice, să plece cu acele SCV-uri. Până acum avem 71 de SCV-uri distruse. Doom drop aici din partea teranului ucrainian. Lingii vin, anunță faptul că acolo este un Doom drop și iarăși aceeași chestie care am văzut-o mai devreme în această poziție. Să vedem dacă Kaz va putea să țină poziția asta, iar se ridică trupele astea și se bagă în... Holy shit! Niște Bailing Detonations acolo, Blinding Cloud pentru Kaz, însă tot supply-ul pe care îl are teranul îl aruncă aici. Timp în care își ia acest fort, însă noi ne întoarcem la bătălie, fangluri iară, o poziție nasoală pentru Sort-o, prins pe rampă acolo, vin ultrele astea. Frumoase transfuse-uri acolo pentru suedezi și Kaz va trebui să dea GG-ul în curând, pentru că poziția asta pe care a încercat să o obțină este complet distrusă de către Sort of. Excelent jucat aici de către suedezi și da, bine vedeți, foarte mult gaz pentru Kaz, zero aproape income de minerale pentru teranul ucrainian, pe când Sort of este într-o poziție foarte, foarte ok. Kaz, o treabă destul de nasol făcută cu lucrătorii ăștia. Doar 13 pe când, Sort of 83 de SCV-uri distruse, prieteni. Este gata. Gata meciul ăsta. 200 supply la 108 și Kaz mai rămâne. Însă să vedem pentru cât timp și cum va arăta atacul final din partea lui Sort of.
Iarăși drop aici, încearcă să mai câștige ceva timp, însă nu cred că Sword of va mai sau se va mai întoarce pentru a apăra acest drop. Țineți minte, zergul este max, 200 din 200, deci dropul ăsta, sincer, va putea să facă ceva pagube, bani. Foarte frumos joacă suedezul. Sunt două, sunt doi ultras plus aceste hidre și nicio șansă pentru Kes, ridică și pleacă. Iar și încearcă să obțină poziția asta pe low ground, însă acasă, uitați-vă și voi ce se întâmplă, și Kes dă GG-ul. Frumos jucat de către Sword of, foarte, foarte mișto. Meciurile astea, ce să zic, primul meci pe Aquilon Waste, nu? Așa se cheamă, pe Aquilon, a fost ceva din cărțile SF. Însă aici pe Star Station lucrurile nu au decurs în favoarea lui Kes. Vă reamintesc highlight-urile meciurilor, highlight-ul meciului sau cele mai interesante faze, ca să vorbim românește, a fost poziția pe care a reușit să obțină Kes aici pe low ground cu Siege Tank, urmărind și mai departe. Să nu uităm ce frumos a reușit să-l scoată Sword of, trupe de aici și trupe de sus. Iar apoi poziția asta din late, în care Kes și-a dus tot supply-ul acolo și din nou Sword of a reușit să-l scoată. Și un match foarte, foarte frumos a ieșit pe Star Station. Sincer, ăsta mi-a plăcut cel mai mult și normal vă invit la comentarii acolo pe site, pe StarCraft 2 Vidcast. Sper că v-au plăcut casturile astea, acest best of 3 între Empire, Kes și Sword of. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. Săptămână cât mai productivă la lucru, la școală, la facultate. Iar până data viitoare, când ne vom reauzi cu alte casturi, din partea mea, Worldbringer vă salută, toate cele bune, ciao, ciao!